În atenția alegătorilor Republicii Moldova, care pe 30 noiembrie vor vota într-o secție deschisă peste hotare. Prezintă actul de identitate mai întâi operatorului sistemului informațional automatizat alegeri, apoi membrului biroului electoral. După completarea datelor în lista electorală, semnează în dreptul numelui tău pentru declarația prin care te vei abține de la votarea multiplă și pentru faptul înmânării buletinului de vot. După aplicarea în pașaport a ștampilei Alegeri 30-11-2014, vei primi buletinul de vot. Intră singur în cabina de vot și aplică ștampila votat în interiorul cercului din dreptul concurentului electoral ales, după care introdu buletinul de vot completat în urnă. Votează corect! Votează conștient!